Ziua, mulțumesc. Pentru posibilitatea de a vorbi. Eu, sincer, abia ieri seara am revenit dintr-o deplasare, am fost la monitorizarea legilor parlamentare din Armenia și eu am rămas plăcut surprins cu o țară din spațiul post-sovietic care tinde să ajungă în Uniunea Euroasiatică, a implementat un sistem electoral proporțional cu liste electorale deschise, iar noi, cei care tindem să ajungem în Uniunea Europeană, încercăm să implementăm un sistem care este un pic mai vechi, poate, dar nu este caracteristic țărilor din, sau majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Eu aș vrea foarte pe scurt să scot în evidență anumite aspecte vis-a-vis de dreptul de vot alegătorilor din regiunea transnistriană. Țin să reamintesc că noi avem un articol în Constituție care se numește 54 cu indice, 54 alineatul 1, care spune că în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Ori noi, prin dispozițiile finale care există în acest proiect, noi practic excludem cetățenii noștri din regiunea transnistriană din procesul politic al Republicii Moldova. Și acest aspect contravine, din punctul meu de vedere, Constituției. Și un alt aspect, ce încurcă partidilor politice să includă în listele electorale ale lor candidați din regiunea transnistriană, pentru a asigura și pentru a implica cetățenii noștri din regiune în procesul politic din Republica Moldova. În ceea ce privește diaspora, eu am încercat să consult DEX-ul și DEX-ul spune, de fapt, poate cineva se uită la un DEX mai vechi, dar acum unul mai nou, din 98, spune că grup etnic în afara granițelor țării de origine și nu face neapărat referire la un... Păi da, grup etnic aflat în afara granițelor țării de origine. Nu știu. De asta, în ceea ce privește reprezentarea diasporei, haideți să ne amintim de acel apel al celor 18 organizații semnătare și de acea hotărâre a Curții Constituționale care a scos în evidență insuficiența buletinilor de vot, insuficiența secțiilor de votare, cum proiectul de lege care îl discutăm noi astăzi, da, răspunde la aceste întrebări. În ceea ce privește cine și cum constituie secțiile de votare, pentru că și aici avem o problemă din punctul nostru de vedere, Ministerul de Externe trebuie să fie exclus din acest proces și doar Comisia Electorală Centrală să fie responsabilă. În ceea ce privește constituirea circumscripțiilor electorale, noi avem o normă în proiectul de lege care spune că de constituirea circumscripțiilor electorale trebuie să fie responsabilă Comisia Electorală Centrală. Haideți să ne uităm ce spune Codul de Bune Practici în materie electorală. Că cea mai bună soluție pentru examinarea unei astfel de probleme este instituirea în primă instanță de către o comisie compusă din membri independenți, printre care geograf, sociolog, echilibrat număr de reprezentanți a partidilor și această decizie să fie aprobată prin hotărârea Parlamentului care poate să fie contestată doar o singură dată, probabil de Curtea Constituțională. Ori noi punem pe seama Comisiei Electorale Centrale această responsabilitate. Mai departe, perfect de acord cu ceea ce a menționat domnul Ghelețchi, vis-a-vis de foarte vag număr relativ egal de alegători în fiecare circumscripție electorală, ori Comisia de la Veneția spune foarte clar că acest număr trebuie să fie foarte clar și el trebuie să fie între nu mai mult de adică nu trebuie să depășească 10 sau în cel mai rău caz 15%. În ceea ce privește stabilitatea circumscripțiilor electorale, aici avem cea mai mare problemă din punctul meu de vedere, ori potrivit proiectului, revizuirea hotarelor circumscripțiilor uninominale poate fi efectuată cu cel târziu 90 de zile înainte de ziua alegerilor, pe când Codul Bunilor Practici în materie electorală spune că repartizarea, pentru a evita geometrie electorală pasivă, o nouă repartiție a mandatelor trebuie să aibă loc cel puțin la fiecare 10 ani. Deci, între 10 ani și 90 de zile există o distanță enormă din punctul meu de vedere. Cam astea sunt pentru subiectele pe care le-am propus și mai am remarci la votul imperativ. Mersi.